Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghirea și mă bucur să vă întâmpin la o nouă discuție, probabil un pic mai atipică și, dacă aș putea spune, mai nișată, dacă pot folosi acest cuvânt, dar sper că de un real folos pentru toate acelea dintre voi care sunteți deja mămici sau vă gândiți să deveniți mămici. Eu astăzi sunt foarte relaxată pentru că e emisiunea în care sunt gata să ascult și să învăț cel mai mult. Eu voi vorbi cel mai puțin, promit, și de-abia aștept să învăț de la prietenele și invitatele mele. Încep aici cu Alice. Am avut discuția asta. Da. Deci o să-i zicem cum ne vine în timpul emisiunii. Bine ai venit! Mulțumesc! Și le avem pe Simo și pe Adnana. Bun venit și vouă! Mulțumesc! Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Cum sunteți? Care e un răspuns sincer la întrebarea asta simplă în viața unei mămici? Două cu câte un copilaș, una cu 3 copilași. Le las pe ele să răspund atunci. Hai să vedem dacă diferă răspunsurile. Să încep eu, pentru că ziua de astăzi nu a fost așa de rea. Deci, cred că răspunsul depinde de zi. Bine, sunt puțin obosită, dar bine. Mi-am băut cafeaua azi dimineață. Cred că ar fi ceva neregulă dacă o mămică care zice că este super mega fresh la ora asta din zi. Cred că cea mai mare problemă ar fi pentru celelalte mămici. Ceva e greșit acolo. Da. Tu ai bonă de noapte. Dacă ar exista așa ceva. Da. Da. Eu cred că dacă până la ora asta ai reușit să-ți hrănești copiii și să-i ții în viață, e succes. Voi două cum sunteți? Eu sunt acum bine. N-am fost așa bine de dimineață. A fost o zi mai grea, dar acum sunt bine, mai relaxată și puțin emoționată. Simo, zi-ne, cum e cu 3 copii? Cu 3 copii e solicitant, dar în același timp, cred că fiind de vârste diferite, bucurie pe măsură. Foarte, bucurie înmulțită. Da. Ori 3. Intenționat v-am pus întrebarea asta și mi-au plăcut răspunsurile voastre naturale, pentru că cred că, în general, în mod instinctiv, cumva, mintea noastră generează așteptări legat de mai toate lucrurile, situațiile, provocările, oamenii și așa mai departe. Cred că mintea noastră deja are antrenamentul ăsta de a cumva a-și imagina cum ar trebui să arate viitorul în general și cred că, pe de-o parte, e natural, pentru că avem dorințe, speranțe, care ele, la rândul lor, construiesc cumva așteptările noastre. Și totuși, până unde e ok sau nu e ok? E sănătos sau nu e sănătos? Să ne creăm niște așteptări, mai ales când vine vorba de viața de mămică. Cred că și voi ați pornit la drum cu așteptări. Nu știu dacă au fost sau nu amplificate de ce ați văzut la prietenele voastre sau în social media, că asta este deja o altă valență. Dar sunt curioasă, cu ce așteptări ați pornit și cum este realitatea? Începe cine vrea. Simo? Ok, hai, bine, că deja experiența de departe. Da, cred că așteptările mele au fost mai mult legate de filme și de ideea de Hollywood. Ok, ai un copil, viața o să fie super lină, super roz și ajungi la adânci bătrânețe, fericit și fără niciun fir de păr alb. Și așteptările astea s-au terminat în momentul în care am aflat că sunt însărcinată și au apărut, pe la 31 de săptămâni au apărut niște probleme cu sarcina, urma să mergem în vacanță, vacanța respectivă, bineînțeles că a trebuit să anulăm, pentru că am fost spitalizată de 2 ori. Am născut în final o fetiță sănătoasă, dar la 5 luni jumate am aflat că sunt însărcinată cu al 2-lea copil. Și bineînțeles că în toată perioada asta de, în care totul s-a schimbat, încă o sarcină a pus cumva presiune în plus pe tot ce era nou deja, pe absolut tot ce era nou. Ai simțit, iartă-mă că te întreb, ai simțit teamă știind cum a fost cu prima sarcină? N-am simțit teamă, dar bineînțeles problemele au apărut exact la aceeași vârstă gestațională, la 32 de săptămâni au apărut din nou problemele, 31 de fapt și 4 zile, am și nascut prematur. O paranteză, îmi place cum mămicile știu cu precizie numărul de săptămâni și de zile. Dacă spui unui om normal 30 și ceva de săptămâni, habar n-are. N-are niciun sens. Da, știu asta pentru că mai îmi trebuiau câteva zile ca să pot să nasc în spitalul unde trebuia să nasc, la privat, dar pentru că n-am avut 32 de săptămâni împlinite de sarcină, iarăși a apărut o altă schimbare și totul s-a modificat. Așa că ce am realizat după perioada asta e că schimbările în viață vin, nu ne așteptăm la ele, ne așteptăm să fie totul super liniar și ok, fără prea multe suișuri și coborâșuri, dar ele vin și cred că trebuie să rămânem flexibile și să nu facem din ele o foarte mare piedică în calea bucuriei și a ce vine. Cum este sau cum a fost pentru voi, fetelor, că voi sunteți la prima încercare. Da, pentru mine așteptarea, cumva presiunea, mi-am pus-o singură. Nu a fost așa de mult din exterior, deși clar că și social media o crea niște așteptări nerealiste, dar știam că va fi greu, știam că nu tot o să fie roz, doar că eu mi-am pus așa niște ținte, să fiu mama care se pricepe la toate și m-am informat foarte mult și credeam că nu poate să mă ia nimic prin surprindere și atunci mi-am făcut așa o imagine despre ce înseamnă a fi mamă înainte de a fi mamă. Iar după ce am născut, așa fast forward, m-a lovit realitatea că, nu știu, stăteam cu Nora în brațe noaptea la 12 și nu reușeam să culc nici cum, deși am citit despre cum se face. Plângea ea, plângeam și eu. Să mai schimbam câte un scutec din ăla până la gât. Și toate astea au venit peste mine și m-au făcut să realizez că realitatea ce mi-am creat eu e înșelătoare și nu așa vor sta lucrurile și cel mai tare, deși sună poate siropoz, dar cel mai tare mi-am dat seama că doar cu ajutorul lui Dumnezeu o să reușesc să mă stăpânesc și să fac față la situațiile alea de criză, poate că. Și chiar am avut o discuție cu soțul meu, cred că în prima noapte după ce a venit Nora acasă, după ce am dus-o acasă, am spus că nu știu cum o să creștem fata asta, numai cu post și rugăciune. Și așa au și fost. Au fost multe momente în care ne-am descurcat foarte bine și urmează lucrurile foarte bine înainte, dar au fost multe momente în care nu știam ce să facem și a trebuit să ne bazăm pe faptul că Dumnezeu e cel care are grijă de lucrurile astea și de... și el ne împlinește nevoile. Mulțumesc că ai fost așa de transparentă. Eu vorbesc și reprezint secțiunea femeilor care încă nu sunt la acest stadiu în viață. Destul de departe de altfel, dar cred că, uite, vezi exact ce spuneam mai devreme, că parte din așteptări sunt construite din dorințe și sunt dorințe normale. E normal să dorești să fii o super mămică, să fii tot ce e mai bun pentru copilul tău. Și când vezi cât poți fi de falimentară, cum gestionăm realitatea aceea că vom fi falimentare și cum gestionăm, știi? Și îți mulțumesc că ai împărtășit și gândul ăsta. Sunt curioasă să ne spun așa, Adnana. Eu și Alice cred că ne asemnăm foarte mult în multe aspecte, așa ne-am descoperit una pe alta. Dar și așteptările mele au fost... Eu am încercat să nu fac așteptări, am avut foarte multe și am foarte multe prieteni în jurul meu cu copii și am zis că dacă îi să-mi fac o așteptare, îi să fie greu. Cumva să-mi fie demontată așteptarea asta și nu să-mi fie demontate așteptări nerealiste, că o să fie super ok, dar în același timp Când aveam burtică, îmi imaginam că abia aștept să nasc, să stau cu cafeaua lângă mine, copilul doarme și mă uit sau citesc o carte. Și a fost, când se ies din spital, mă gândeam cum ne lasă oamenii ăștia să ieșim din spital cu copilul ăsta, că noi habar nu avem ce să facem. Parcă mă tot așteptam să vină cineva după noi să ne oprească. Stați, stați, că nu e ok. Și pe mine realitatea m-a doborât puțin. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez la noua viață și neavând neapărat ajutor în zonă, numai soțul și mama au venit și m-au ajutat cât au putut, dar să mă adaptez la noua viață cu copilul a fost foarte greu și chiar dacă mi-am făcut așteptarea că o să fie greu, nu am așteptat ca inima mea, cumva am simțit că pe inima mea o să fie întotdeauna de acum încolo o rană deschisă și o să mă doară la fiecare plâns al lui, la fiecare lovitură a lui, suferință prin care trece și nu se mai închide niciodată rana asta. A fost așa puțin șocant pentru mine, dar ușor, ușor m-am acomodat. A devenit mai ușor din anumite puncte de vedere, mai greu din alte puncte de vedere și faptul că am realizat că nu o să mai am niciodată pauză. Nu mai am pauză, nu e ca și cum îl crezi. Poate 18 ani. Poate, depinde. Dacă îi căsătorim rapid. Da, ne întâlnim noi așa de zi. Da, dar am învățat cumva, mi-am dat seama că e și o problemă a inimii mele dacă nu aleg să mă bucur în fiecare zi de ce am și la urma urmei aleg ce atitudine am în relația cu copilul, în relația cu soțul și a fost o chestie de alegere. Și trebuie să aleg să mă bucur, să am altă dispoziție, dar nu a fost ușor. Da. Ai spus, Adnana, și cred că fiecare dintre voi sunteți înconjurate de alte prietene, mămici sau viitoare mămici posibil. Cât de mult influențează și afectează social media? Pentru că crește din ce în ce mai mult, puterea crește din ce în ce mai mult, influența crește din ce în ce mai mult și cred că, uite, dau un exemplu banal. Mă uit și la tine, Alice, și la tine, Adnana, și văd câte activități faceți cu copilașii voștri, știi? Și mă gândesc eu în sine, mă zic, băi, eu nu știu dacă vreodată o să am atâta creativitate, să fac atâtea lucruri interesante când o să am copii. Și atunci, cred că pe undeva, știi, e o glumă, așa că zic, nu mă afectează cu nimic în momentul ăsta. Dar cred că încet, încet se sedimentează acolo niște așteptări care, nu știu, cum vedeți voi din postura voastră, din perspectiva voastră, cât e de dăunător, cât e de inspirațional, poate, nu știu. Da, cred că inspirațional poate fi și pentru mine, cel puțin, diferența o face scopul cu care stau pe social media. Și cred că ar trebui să fiu și atentă la ce postez. Cum ai zis tu, poate că unele mămici se simt prost pentru că nu ar putea să facă lucrurile astea. Poate nu sunt la fel de creative sau poate n-au timp să caute activități. Dar eu am ales să postez pentru că poate la alte mămici le vin idei și postez doar pentru că oricum asta fac toată ziua, adică dau cu Nora și încerc să îi dezvolt și ei imaginația și să o ajut. Dar legat de timpul meu pe social media, încerc să-l fac un scop și cred că acolo pot să mă pierd când doar intru ca să intru și doar ca să scrolluiesc și doar ca să evadez din realitatea în care sunt, că poate Nora îi plângăcioasă în ziua aia și stă lipită de mine și mi-e greu și atunci încerc să... Ok, mai stau un pic la telefon că mai trece timpul și Nora o să fie mâine și tot acolo. Și atunci asta mi se pare pericolul și mi se pare un pericol și să te compari cu persoanele pe care le vezi, dar cred că dacă ai o fundație sănătoasă și știi că nu-i totul real, nu știi că nu tot ceea ce vezi îi imaginea de ansamblu, Cred că atunci poți să faci diferența între ce primești ca informație și ce alegi să lași acolo unde e. Și cred că povesteam noi despre asta când ne-am auzit înainte, că e important să știm și să înțelegem că experiențele fiecărei femei sunt diferite. Poate că, uite, poate că eu nu sunt atât de creativă cum ești tu, Alice, și e ok. E ok. Foarte ok. Copilul meu nu o să crească mai prost neapărat din cauza faptului că nu fac aceleași activități pe care le faci tu. Numai că cred că mă întorc din nou la tendința asta. Există. Am mai discutat despre ea și în alte emisiuni, despre tendința asta de a ne compara și când vezi, wow, uite ce multe lucruri fac alte fete și cred că un pas mai departe devine mai periculos când ne comparăm copiii. Acum, Simo, tu deja ai copii mai mărișori. Nu știu dacă te-ai confruntat vreodată cu asta sau ai avut alte prietene care s-au confruntat cu ideea asta, bă, uite, copilul altuia e mai bun la școală sau... nu știu, mai aprig sau nu știu. Cred că, da, la nivelul cu copii mai mari, comparația îi la câte activități îi ducem. Exact. Îi ducem la volei, îi ducem la gimnastică, îi ducem la 11.000 de activități și cu cât au mai multe activități, cu atât îi copilul mai înzestrat și mai... pericolul cred că există la orice vârstă de a te compara și de a te... Totdeauna dacă te compari cu oamenii, o să ieși... Nu o să ieși în avantaj, o să ieși prost, pentru că o să fie tot timpul cineva care are poate mai mult timp, are mai multă disponibilitate, are mai multe chestii pe care le face cu copiii, dar cred că, și să ne întoarcem iarăși la social media, dacă cauți doar inspirație și treci toate informațiile prin filtrul tău de valori, poți să te ții cât mai mult departe de pericolul ăsta comparației. Comparația e inevitabilă, dar cred că e important să nu o lăsăm să ne afecteze și să ne dăm seama, ok, stai, trebuie să mă întorc cu picioarele pe pământ și să văd că realitatea pe care mi-o prezintă X sau Y îi poate, nu știu, reprezintă 10 minute dintr-o zi, nu reprezintă o zi întreagă. Sau reprezintă, ok, o activitate pe care o face o dată la 2 săptămâni sau... Da, exact. Știi, și atunci, în momentul în care suntem ancorați în valorile pe care le avem, poate ne mult mai ușor să filtrăm ce postăm, ce vedem, ce alegem să ne afecteze. Ce consumăm, cum consumăm. Simo, ai spus la un moment dat, ai folosit expresia asta că totul s-a schimbat. Se schimbă totul? După ce totul devenim mămici și în ce înseamnă acest totul și cumva aș vrea și realitate, dar aș vrea și un pic de încurajare pentru cele care ne privesc și încă nu sunt la momentul acela în viață, ca să nu speriem chiar foarte tare. Cred că mă refeream la așteptările pe care le aveam și la totul s-a schimbat, în sensul că așteptările pe care le-am avut au fost nerealiste, că viața e un cumul de suișuri, coborâșuri, evenimente bune și mai puțin bune. Și dar totuși se schimbă. Cât de drastică este schimbarea? Dacă vă zic eu... nu, cred că trebuie să fim sinceri că schimbarea îi drastică și că se produc un șir de schimbări, nu doar într-un anumit domeniu, nu doar faptul că ai un copil în casă pe care te ții în viață. Și... Dar cumva cred că nu trebuie să ajungi să disperi. Cred că acolo îi linia pe care trebuie să o tragi și să realizezi că schimbările pot să aducă lucruri foarte bune, pot să aducă lucruri bune în caracterul tău, ca mamă, în relația cu soțul care se schimbă așa de tare, doar că poate să fie o schimbare foarte bună, bună, spre creștere, dar spre creștere, adică poate o schimbare dureroasă, dar o schimbare care poate să aducă mai mult rod în relația respectivă și... Da, cred că nu trebuie să disperăm de schimbarea care vine, dar cred că trebuie să fim foarte sincere cu toate urmăritoarele că schimbarea este și este grea, mai ales la început. Da, adevărul este că cred că de multe ori asociem schimbarea sau conceptul de schimbare cu ceva negativ, mai degrabă decât pozitiv. Și da, într-adevăr, schimbarea uneori te frânge. Dar, iarăși, dacă te frânge spre creștere, e un super câștig. Adnana, zine și la tine, cum arată schimbarea asta? Schimbarea? Da. A fost grea la început, până te acomodezi, și eu nu sunt neapărat un fan al noului, nu știu dacă, adică poate sunt oameni care sunt foarte deschiși înspre schimbări. Da, îi place stabilitatea. Da, exact, cui nu-i place. Exact. Așa, dar pot să zic că a fost o schimbare și în bine, și cu privire la viața mea de credință, la viața noastră de cuplu. Au fost schimbări foarte benefice și bucuria și iubirea pe care le simt, mă tot gândeam chiar ieri, câtă iubire pot să simt pentru băiețelul nostru, pentru Ravi, și cum iubirea asta crește în fiecare zi și îți aduce o bucurie așa de mare pe care nu o mai poți experimenta în alte contexte, că e o iubire aparte, o iubire diferită, și în ciuda greului care a fost și care este, bucuria și dragostea și toate sunt pe măsură. E un sentiment foarte fain și să știi că te poți dărui. Și mă gândeam și că ce har e că Domnul m-a ales pe mine să lucrez cu El. Deci eu împreună cu Dumnezeu să lucrăm spre mântuirea Lui. Da, nu-L mântuiesc eu pe copilul meu, dar Domnul m-a ales pe mine să lucrez cu El, știi, să fim coechipieri. Și asta e o onoare foarte mare, și dacă ajungi să-ți înțelegi chemarea asta și onoarea asta de a fi împreună cu El. Cât de adevărat, și mă bucur că ai spus asta, Adnana, pentru că când privim prin perspectiva asta, că Dumnezeu ne invită în multe alte domenii, evident, să fim conlucrători cu El, adică nu doar ne-a dat acolo o responsabilitate, nu, ai grijă de copilul ăsta, crește, știi, nu, te invită efectiv să conlucrezi cu El, și cred că onoarea și binecuvântarea, cum ai zis, e foarte mare. Sar un pic ordinea discuției pe care noi am stabilit-o când am povestit, pentru că mi-a venit în gând întrebarea asta, fiindcă ai zis tu, Adnana, cât de mult îl poți iubi pe copilul vostru. Știi? Și apropo de așteptări, cum se modifică, sau dacă se modifică, relația cu partenerul, cu soțul? Și noi aveam un plan să discutăm și despre ideea asta, ce trebuie să facem ca să prioritizăm relațiile, cum le prioritizăm, cum prioritizăm timpul cu partenerul, pentru că e foarte ușor, nu, evident, să îți fie atenția 100% pe copil sau pe copii. Cum faceți asta? Cum ați gestionat schimbarea asta în dinamica relației cu soții voștri? Sau să-i sunăm pe ei? Sunăm prieteni. Cred că, cum am zis și înainte, schimbarea e drastică și în relația cu soțul. Dar lucrurile se schimbă așa de mult după ce ai un copil, în sensul că timpul nu mai este al tău și timpul este limitat și copilul îți cere foarte mult din timpul ăla, așa că toată atenția, cel puțin la început, îndreptată asupra copilului, și atunci devine cumva imperativ ca tu să îți drămuiești timpul și să încerci să-ți faci timp și pentru relația cu soțul și pentru alte relații, poate cu prietenii, cu prietenele tale, și efectiv să-ți pui deoparte, să fii intențională cu timpul tău, pentru că altfel trece ziua pe lângă, ești foarte obosită, ești poate iritată și așa mai departe, și trece ziua pe lângă și doar te pui în pat lângă o persoană cu care îți crești copilul. Și cred că asta poate să fie un pericol în relația de cuplu, și e foarte fain să te gândești că copilul este un dar pentru ambele părți, și pentru tătic și pentru mămică, și că îl creștem împreună, dar că relația de cuplu ar trebui să fie prioritară, din punctul meu de vedere. Apropo de așteptări, v-a fost vreodată frică, sau poate v-ați gândit că o să vă iubiți copilul mai mult decât soțul, sau că se schimbă acolo, nu știu, balanța? La mine a fost exact invers. La mine schimbarea a fost, cumva, asta m-a panicat cel mai tare, că nu o să mai am timp cu soțul. Relația noastră era perfectă înainte să ajungă copilul. Așa că, da, trebuie să mă gândesc ar trebui să mă gândesc și faptul că un copil este o binecuvântare foarte mare și că trebuie să îmi împart timpul între cei doi. Da, nu știu cum a fost la voi. Eu nu am simțit așa drastic schimbarea în relația noastră de cuplu. Cumva ne-am stabilit de la început că task-urile le împărțim, amândoi suntem implicați. Bineînțeles, soțul meu și lucra și atunci cel mai mult timp eu îl petreceam cu copilul, dar am hotărât că mă ajută cât de mult poate și am încercat și cel puțin cât a fost mic, să-l punem la somnul de seară cât mai repede, astfel încât să avem timp pentru noi câteva ore seara, 2-3 ore să le avem numai pentru noi, nu cu copilul lângă sau și asta ne-a ajutat foarte mult. Consider că a fost un lucru foarte, foarte benefic. Și de asta cred că nici nu am schimbat, nu am simțit schimbarea asta așa drastică, deși când am ajuns de la spital știu că plângeam cu Titus lângă mine și știam că mi-i dor de tine. Da, stai aici, suntem în același pat, dar mi-i dor de tine. Da, dar nu am simțit și nici nu... M-am gândit la lucrul ăsta pe care l-am menționat, dacă o să ajung să-l iubesc pe copil mai mult decât îl iubesc pe soț și clar că pentru o perioadă copilul e prioritar. Da. E inevitabil lucrul ăsta, dar dacă ești atent și îs ambii implicați, greu nu cade numai pe unul, atunci cred că e mult mai ușor să depășești. Da. Hai că la un copil mai sună cumva. Dar s-au zis la o mică cu mai multă experiență. Eu nu mai mi-amintesc cum a fost când a venit Sonia și cum s-a schimbat relația. Glumesc. Ce am realizat, dar nu, primii copii cum au venit la distanță, diferență așa de mică, au venit cumva la pachet și, într-adevăr, o trebuit și noi să ne împărțim responsabilitățile pentru că altfel nu făceam față. Am avut parte și de ajutor și atunci asta ne-a fost de un real folos în toată perioada. Dar ceva mai târziu am înțeles că așa cum transformarea a fost pentru mine care am născut și care acum aveam de crescut copii, transformarea a fost și pentru soțul meu. Chiar dacă el a perceput-o cumva diferit de mine, și el a trecut tot printr-o transformare și totul e nou și totul e... suntem în aceeași barcă a schimbării și a conlucrării cu Dumnezeu. Mi-a plăcut că mi-am și notat aici câteva lucruri. E nevoie de disciplină. Da. E nevoie de o implicare proactivă din partea amândurora. E nevoie de multă înțelegere. Că se lucrează mult la răbdare. Da, foarte mult. Mai ales la doi părinți nedormiți. Da. Se amplifică orice... Când ți se iau nevoile de bază și rămâi gol și descoperit. Somnul și mâncarea. Și cred că și ce zici, Simo, e foarte important că și eu am avut tendința să... Cred că numai viața mea s-a schimbat și viața tuturor celorlalți continua. Titus pleca la lucru când încă nu lucra de acasă, eu eram pe canapea cu copilul, se întorcea de la lucru, tot acolo mă găsea. Și aveam impresia că numai viața mea s-a schimbat, dar în egală măsură și viața lui, că schimbări drastice pentru amândoi. Și asta mi-a fost greu să accept că și viața lui s-a schimbat, nu numai a mea și nu numai eu am dreptul să mă plâng sau să zic că mi-e greu, ci și el, în egală măsură. Ceea ce cred că este foarte ușor din partea unei femei care este mămică să ajungă să se plângă, să se autocompătimească foarte tare, pentru că, într-adevăr, este cea care stă cel mai mult acasă. Și are de-a face cel mai mult atunci când copilul nu doarme și plânge și nu-l poți să miști nici cum și nu mănâncă și toate celelalte. Deci foarte multă răbdare. Foarte multă răbdare, e foarte interesant cum dacă știi să ceri și să ceri de la Dumnezeu cumva ajutorul pentru situația respectivă, pur și simplu parcă îți dă mai mult decât ai cerut și atunci și vezi cum lucrează în viața ta, vezi cum lucrează în caracterul tău Dumnezeu și asta e foarte fain. Altă întrebare. Cum vă faceți timp pentru voi înși vă? Există așa ceva? Aveți nevoie de așa ceva? Da, da. Știi, pentru că cred că există și o altă extremă un pic, în momentul în care uiți complet de tine și cred că într-o anumită măsură, da, uiți de tine, dar până unde? Știi, pentru că văd multe prietene care ajung în acel punct de adevărat burnout, epuizare și randamentul foarte greu ți-l mai adun și atunci nevoia există. Cum faceți asta? Cred că vine și de acolo, legat de faptul că ziceai de autocompătimire și de plângere, de milă. Cred că cumva și de acolo se nasc anumite frustrări și faptul că poate nu mai ție greu și nu-ți mai dai ție atât de multă valoare. Și atunci, normal că există riscul ca să, nu știu, te îmbraci într-un sac și în pijamale, scuze, să stai în pijamale toată ziua lângă copilul tău și să aduni mâncare de pe jos și să-ți treacă ziua și să nu-ți faci timp pentru tine. E foarte greu să-ți faci timp pentru tine când ai un copil care ține de tine mereu. Dar aici mi se pare, cel puțin la noi, așa a fost, mi se pare că e o lucrare în echipă cu soțul. Că el te poate ajuta, cel puțin dacă nu ai ajutor extra, el e singur care poate să-ți dea timpul ăla de care ai nevoie și atunci, ok, măcar o zi pe săptămână să poți să faci baie în cadă singură și să, nu știu, ești să te relaxezi sau să te dai cu cremă. Și cumva, mi se pare că și cele mai mici lucruri contează când vine vorba de a avea grijă de tine și că poți să găsești timpul ăla dacă ceri ajutor din exterior. Și e greu să faci asta dacă crezi că tu ești singura care se confruntă cu asta sau singura la care e greu și așa mai departe. Și cred că, apropo de așteptări, nu cred că trebuie să neapărat să ne reducem așteptările, dar să învățăm să ne bucurăm de lucrurile alea mici. Le ratăm, cred că le ratăm, cred că trăim cu ideea asta că dacă aș avea mai mult timp sau dacă aș avea mai multe resurse sau nu știu, orice putem adăuga acolo, aș fi mai fericită sau aș fi mai bucuroasă, pe când dacă ne orientăm înspre lucrurile astea mici, uite, poate că mi-e dor de zilele în care pot să fac baie în cadă în fiecare zi, dar mă uit la partea plină a paharului, pot o dată sau de 2 ori pe săptămână. La mine a fost problema că am, cel puțin la început, am căzut în capcana în care eu mi-am însușit așa de tare rolul de mamă, încât te simți vinovată dacă lași copilul sau crezi că tu ești singura care poate face cel mai bine, tu poți să-l hrănești cel mai bine, numai tu știi să-l pui la somn și nu acorzi încredere partenerului, în cazul meu că nu am avut alt ajutor din exterior. Dar nu mi-am dat seama apoi că stai, că nu-s mai puțin mamă dacă îi las lapte în sticluță să-i dea el. Nu-s mai puțin mamă dacă, ok, poate o să plângă puțin înainte să adoarmă, dar o să reușească. Eu am nevoie de timpul ăla pentru mine și dacă asta presupune, atunci, ok, facem să fie așa. Dar și asta, pentru mine a fost o capcană, învinovățirea asta. Că, și faptul că numai eu știu să le fac cel mai bine, eu. Asta trece după al doilea copil sau nu. Și după primul, dar mai târziu, mai acolo. Da, cred că în primele luni, primele 2-3 luni, e un pic greu să-ți faci timp pentru tine până te acomodezi cu tot ce înseamnă nou. Și dacă ai mai mult de un copil, atunci alea 3 luni, 2-3 luni, pot să fie și mai solicitante decât cu un singur copil. Dar după ce treci de lunile astea, cred că vine intenționalitatea. Trebuie să îți faci timp pentru tine ca să știi că dacă tu ești într-o postură bună, psihic și fizic și așa, copiii o să aibă de beneficiat din asta și nu o să fie o pierdere, cum zicea Adnana. Dacă ea lasă pe Ravi cu Titus, Ravi, după ce Adnana se întoarce acasă, va avea de beneficiat, pentru că Adnana o să aibă mult mai multă energie și... Și ai fi surprins cât de mult fac alea 15 minute în care ești singur și dacă stai numai pe o bancă, fără să fie cineva lepit de tine, fără să strize cineva mama, mama în continuu. Simo, cred că la tine Posibil există o altă provocare acum că... Bine, Nadia e de ceva timp în viața voastră, dar e o diferență între Nadia și ceilalți copii. Ai avut parte de provocarea asta de a ști să aloci timp copiilor mai mari și atenția să nu fie doar pe copilul mai mic? Oare? Cum spuneam la început, în primele luni copilul mic necesită extrem de multă atenție și e efectiv prins de tine. Și a fost o foarte mare provocare să reușesc să le arăt copiilor mari cât de mult atenție pot și să le dau din timpul meu cât de mult pot, pentru că inevitabil și ei au simțit schimbarea și au simțit că ceva s-a transformat pe lângă plânsete și așa de ale Nadiei, au simțit și ei că ok, cineva mai e cu noi în casă și mama nu mai e doar a noastră tot timpul, deși e smart și zice că ok, nu mai au nevoie de așa de mult timp, încă au nevoie, bineînțeles că au alte nevoi și atunci trebuie să le împlinesc nevoile respective. Nu știu, citim împreună sau ne jucăm împreună sau ieșim la o plimbare. Și atunci lor, practic arătându-le afecțiunea asta, li se umple cumva rezervorul de afecțiune și atunci pot să mă ocup de Nadia, pot să fac alte chestii care... Alice, ai zis ai pomenit de chestia asta că de multe ori ne comportăm ca și cum credem că doar noi trecem prin starea sau situația respectivă și nimeni nu ne poate înțelege. Și aș duce asta un pic într-o altă zonă și aș pune întrebarea cât de importante și necesare sunt relații de prietenie. Ieșim un pic din casa noastră, din familia noastră și ne orientăm spre prietene. Cât e de important să avem parte de acele relații sănătoase, de prietenie, mai ales în perioada asta din viață. Că, uite, de exemplu, mă gândesc, ascultându-vă pe voi, mă gândesc eu așa de felul meu, sunt o persoană introvertită. Mie nu-mi place în mod natural să-mi împărtășesc poverile sau frământările și mă gândesc că s-ar putea să fie un pericol pentru mine dacă voi ajunge acolo, știi, să mă prea închid și să evit să mă împărtășesc, dacă vreți, povara cu alte prietene. Și atunci, în viața voastră, cât de importante sunt prieteniile? Eu cumva pot să vorbesc din celălalt capăt, pentru că sunt o persoană extrovertită și care are nevoie de oameni și tot timpul am avut nevoie de prieteni și îmi place să stau cu oameni și să povestesc și așa mai departe, dar cred că pericolul vine în momentul în care te închizi în tine, orice fel de persoană ai fi, pentru că nu mai vezi cumva bucuria din jurul tău, să nu mai vezi că se poate și altfel și te autocompătimești, îți plângi de milă, tu cu tine și asta nu te ajută, nu-ți ajută psihicul, nu te ajută absolut deloc ca să treci mai departe de starea în care te afli și atunci pentru mine, cel puțin, relațiile de prietenie au fost și sunt foarte importante și găsesc resurse foarte faine la prietenele cu care mă întâlnesc. Văd cât de fain se comportă cu copiilor, pot să iau lucruri de acolo și să încerc să mi le însușesc, să încerc și eu să fiu așa. Apropo de cumva de comparare, cred că asta poate fi o comparare bună pe care, un exercițiu pe care am putea să-l facem atunci când ne întâlnim cu cineva și vedem lucruri faine și bune la persoana respectivă, la mama respectivă, putem să încercăm să fim curioși, să vedem de ce e așa și de ce e tot timpul cu zâmbetul pe buze. Poate nu e un zâmbet fals și poate că pe tine te poate ajuta. Deci mi se pare că relațiile sunt importante pentru că găsești resurse foarte faine și mai ales când relațiile sunt valoroase și persoanele cu care te întâlnești sunt, au valori bine sedimentate și le pot împărtăși și celorlalți. Adelina, întorcându-ne la ce ziceai tu că ești introvertă și nu-ți discuți neapărat problemele sau așa, uneori am găsit rezolvare doar împărtășind cuiva problema prin care trec fără să-mi spună absolut nimica. Faptul că mi-am spus tare gândurile, deja automat am primit rezolvarea respectivă și atunci, bineînțeles că și în cazul ăsta particular în care ești cu copii și așa, în momentul în care alegi să investești în anumite prietenii, cred că îți pot aduce un beneficiu enorm. Da. Fie că prietenii au copii deodată cu ai tăi sau au copii mai mari. Iarăși, am găsit o foarte bună resursă, prietenii care au copii mai mari. Pe mine mă ajută foarte tare să văd predictibilitatea lucrurilor, să fie lucrurile cât de cât, să știu ce mă aștept. Și atunci, povestind cu ei, am știut ce mă așteaptă și lucrurile nu m-au luat așa de tare prin surprindere și unele lucruri nu m-au mișcat așa de tare când s-au întâmplat sau nu m-au dat așa de tare peste cap sau... Deci, pe de-o parte, prietenia cu mămici care sunt în aceeași postură cu tine, pe de altă parte și cu mămici care au copii mai mari și care... Da. Și cât de important e să fim vulnerabile, pentru că tot legat de ce discutam mai devreme, cred că tu, Adnana, spuneai că nu te simți o mămică suficient de bună, știi? Și atunci, dacă cumva spui cuiva, băi, uite, nu știu, trec prin treaba asta sau nu mai pot să fac asta sau mă frământ cu asta, știi? În mintea noastră s-ar putea întâmpla gândul ăsta că dacă împărtășesc, dovedesc că nu sunt neapărat cum ar trebui să fiu. Și din cauza faptului că am observat și o răutate în rândul mămicilor, cumva chiar dacă ești mămică, parcă nu poți să înțelegi pe cealaltă, poate dacă are o experiență diferită. Tu poate ai avut o experiență foarte faină și copilul ți-a fost cu minte și a dormit de la început, nu te-ai confruntat cu aceleași situații cu care eu m-am confruntat. Și pentru mine a fost foarte important. Eu am avut binecuvântarea să fac parte dintr-un grup de mămici, chiar după ce am născut. La noi în biserică s-a creat un astfel de grup și m-a ajutat foarte mult. Dar îmi lipsea o persoană care să mă fac vulnerabilă și să știu și acolo, nici acolo nu eram judecată, dar știam că nu sunt înțeleasă în totalitate, că parcă nu rezonam cu nimeni care să treacă prin exact același greu prin care eu treceam. Și până am găsit persoana respectivă mi-a fost destul de greu, dar a fost așa de eliberator să știu că pot să îmi plâng suferința și să știu că nu numai că mă înțelege mămica aia, dar să-și roagă pentru mine și ea trece prin exact aceleași lucruri și a fost foarte bine pentru mine, așa ca o gură proaspătă de aer. Și din nou, ce important e treaba asta, că poate ce e greu pentru tine, nu e greu și pentru Simo. Exact. Și ce e greu pentru Simo, nu e greu și pentru Alice, știi? Și atunci... Da, dar aia nu anulează greul meu, aia nu anulează greul tău. Și e foarte ușor să riști să spunem, măi, dar de ce nu poți să faci treaba asta? Exact. Sau hai că nu-i chiar așa. Că și eu mă supăram când nu aveam copii și mămicile îmi ziceau că tu nu știi ce e oboseală. Ba da, știu ce e oboseală, dar din alt punct de vedere, știi? Nu anula oboseala mea, te rog. Da, cred că asta e o chestie la care trebuie să fim atenți toate și toate mămicile ar trebui să fie atente la nevoile celelalte de lângă ele, pentru că putem să fim foarte, să judecăm foarte ușor, pentru că noi am făcut un lucru și s-a întâmplat cu copilul nostru. Dar asta nu înseamnă că noi am făcut lucrul ăla bine, ci doar pentru că copilul nostru, a reușit să treacă mai ușor printr-o noapte sau așa mai departe. Și mămicile pot să fie foarte rele, dar cred că asta e iară un lucru important, să filtrăm relațiile de prietenie și să încercăm să găsim persoanele potrivite care se roagă pentru noi și care acceptă că ni-i greu și încearcă să ne ajute, nu să ne doboare cu comparații sau alte lucruri care nu sunt necesare. Cum arată prieteniile astea, apropo de cum gestionăm timpul și de intenționalitate și de discipline? Cum arată prieteniile? Că presupun că ar trebui să faceți o selecție. Presupun că timpul investit, evident, că nu mai e același. Ce faceți practic? Nu știu, vă întâlniți, ieșiți la plimbare, vă vizitați. Cum arată dinamica cu prieteniile astea apropiate? Cred că cel mai simplu e asta, să te întâlnești și copiii se joacă, tu povestești și încerci să ai un timp fain împreună, chiar dacă copiii îi lași 2 secunde singur, începi să se pleznească unul pe altul. E mult mai ok dacă mai este cineva acolo. Și cred că un timp din asta și scurt să fie, tot poate să fie de ajutor. O întâlnire în parc, o plimbare la o cană de cafea, un pahar de cafea. Să ziceai de cumva că striezi dintre prietenii. La noi nu s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor și din cauza faptului că în grupul nostru de prieteni noi am fost printre ultimii care au avut copii și atunci schimbarea nu a fost așa mare și nici noi n-am simțit-o din partea celor care aveau deja copii. Și a fost mai ușoară adaptarea și nu a trebuit să, nu știu, nu ne mai întâlnim cu unii că nu pot sau, numai n-am. Și ne-am întâlnit și cu mămicile, că ziceai ce facem în mod practic. Noi ne întâlnim, încercăm să ne întâlnim o dată pe săptămână cu toți copiii și mamele, împărtășim, avem micul dejun împreună, ne rugăm. Unde aveți loc pentru atâta lume? Avem, cumva, ne întâlnim de obicei la cei care stau la casă, nu la apartament, că e spațiu mai mare. Dar și asta, mă gândeam că să profit, încă de când am născut, am zis că să profit de perioada asta de concediu de maternitate, că acum sunt liberă, cumva nu am alte responsabilități, dar și toate suntem cumva în aceeași barcă și avem același timp oarecum, chiar dacă nu prea ai timp când ai copil, da. Sau nu-ți dăm copii în același timp, exact. E complicat. Da, poate să fie complicat, exact, da, poate, dar se poate și jongla. Poți să lucrezi la asta și să te întâlnești, e fain. Că apoi lucrezi din nou și... Simona, voi cum e? Da, prieteniile noastre cred că au avut puțin de suferit, adică au avut o perioadă, cred că și prietenile se schimbă puțin și au avut o perioadă în care n-am mai reușit să ne întâlnim așa de mult, dar păstrăm legătura prin mesaje, ne sunăm și ne întrebăm de sănătate și majoritatea au câte 2, 3, 4 copii și atunci e mai complicat puțin să-ți faci efectiv timp de întâlnire, dar cred că inclusiv partea asta de comunicare peste săptămână și văzut duminica la biserică și ajută o prietenie. Cred că sunt foarte multe alte lucruri pe care le-am putea discuta și asta a fost prima întâlnire la Asimetric cu mămici. Sunt discuții importante, dar dacă am ratat ceva, nu știu, dacă sunt alte gânduri pe care vreți să le adăugați pe orice subiect pe care am încercat să-l atingem astăzi, că numai așa am dat un pic prafă, cum se zice. Dacă sunt încurajări pe care vreți să le transmiteți mai departe sau orice vă trece prin gând. Nu știu, că în ciuda greului, e o etapă foarte frumoasă, etapa cu copii și fiecare etapă grea e numai o etapă, se încheie. Cumva gândul ăsta pe mine mă încurajează, că e numai o perioadă și o să treacă, o să fie mai bine, dar felul în care Dumnezeu lucrează la inima ta, la viața ta prin copii, în care îți modelează caracterul, e incredibil și merită toate nopțile nedormite și toți perii albi. Merită. Și asta știu că e un alt subiect pe care l-am discutat și sper că îl vom aborda într-o altă întâlnire despre cum arată viața de credință a unei mămici. Și ai făcut acum o referire la faptul că Dumnezeu lucrează în viața ta. Nu doar tu conlucrezi cu Dumnezeu pentru viața copilului tău, dar El lucrează în viața ta. Și va fi interesant să vedem cum arată asta, pentru că am vorbit despre atât de multe, despre relația cu soțul, despre relația cu prietenii, despre relația cu noi înșine, unde e și relația cu Dumnezeu, adică sunt foarte multe de făcut, pe lângă efectiva crește copilul, dar asta pe o dată viitoare, nu știu dacă sunt alte gânduri, încurajări, Simo. Da, aș vrea să spun că în ciuda schimbărilor și în ciuda tuturor momentelor grele din viață, Dumnezeu ne promite că e acolo și dacă noi ne simțim nevrednici, asta nu e un lucru rău. E un lucru foarte bun pentru că în felul ăsta putem să mergem și să îi cerem lui ajutor și să ne bazăm pe ceea ce El are să ne ofere. Exact. Da. Și cumva când bunătățile lui Dumnezeu o să opresc atunci când ești mamă și că nu trebuie să aștepți pentru un viitor mai ușor, pentru ca să te poți bucura de binecuvântările aia, ci să realizezi că Dumnezeu acolo și că te modelează în momentele alea super banale, de strâns după copil sau de spălat vase sau așa mai departe și Dumnezeu te educă pe tine la fel cum tu încerci să îți educi copilul. Vă promit că asta a fost emisiunea cu cele mai multe zâmbete și râsete. Nu știu, dar chiar sunteți atât de obosită de la oboseală. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru timpul ăsta și de-abia vă aștept înapoi, pentru că sunt discuții care cred că trebuie auzite. Și chiar dacă poate nu suntem în etapa respectivă de viață, e bine și dacă discutăm un pic înainte sau dacă ne punem niște gânduri în minte. Așa că vă mulțumesc foarte mult și vă aștept să reveniți. Mulțumim, mulțumim. Noi. Vă mulțumesc și vouă că ați stat cu noi de povești. Cum spuneam, sper că au fost discuții după inima voastră și cu mult folos, indiferent de etapa de viață în care sunteți. Promitem că odată la ceva timp să abordăm și subiecte de soiul acesta, pentru că știu că foarte multe dintre cele care ne urmăriți sunteți deja mămici, vă confruntați cu toate lucrurile astea și aveți nevoie de cineva cu care să stați de povești într-un fel sau altul. Așa că odată la ceva timp vom face și treaba asta. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și până data viitoare vă doresc să aveți numai zile senine.